În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Binecuvântează, preacuvioase Părinte, pentru a rosti. Amin. Drept slăvitori creștini, atât de mare însemnătate acord de Biserica Ortodoxă întrupării Fiului lui Dumnezeu prin zămislire fără prihană din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, încât praznicul Crăciunului sau al nașterii Domnului este serbat 3 zile consecutive. Cu toate acestea, acum, în mijlocul praznicului, pasajul din capitolul al doilea al Evangheliei după Matei, din care am citit la Sfânta Evanghelie, are și o notă tristă. Pentru că acolo se face referire la fuga pripită în Egipt, în urma unei revelații, în urma unei atenționări pe care Arhanghelul Gavril o face Sfintei Familii, pentru că Irod căuta să ia viața pruncului. După tradiție, dreptul Iosif cu Fecioara Maria, pentru a se refugia de mânia conducătorului lui Israel, n-au intrat prea adânc în pământul Egiptului, ci au rămas undeva aproape de graniță, într-un loc numit Matareia, loc care însemna etimologic apă rece. A și fost profețită această acțiune providențială de profetul Osea, în cuvintele din Egipt, am chemat pe fiul meu. Propriu zis, Egiptul ca țară vecină era de altfel loc tradițional în care se refugiau evreii în vreme de cumpănă sau evreii care erau prigoniți. Figurativ vorbind, venind în Egipt, Hristos reiterează astfel drumul poporului ales. Dacă vă aduceți aminte, în vremea lui Iosif, din pricina foametei, tatăl său Iacov cu ceilalți 11 fii s-au stabilit pentru o vreme în Egipt, în ținutul mănos al Goșenului, profitând de statutul privilegiat pe care îl dobândise Iosif, vândut de frații săi unei caravane când era tânăr, profitând de statutul lui special de a fi ajuns mâna dreaptă a faraonului Egiptului, pentru ca, după câteva generații, poporul ales înmulțindu-se, israeliții să fie împilați cu munci grele și să trebuiască să fie scoși din robia egipteană prin mâna lui Moise și prin felurite minuni ale lui Dumnezeu. Așadar, Evanghelistul Matei ne spune că atunci când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat atât de tare, încât, trimițând o poteră, a ucis pe toți pruncii care se aflau în Betleem și în toate hotarele lui, născuți în ultimii 2 ani, după timpul pe care l-aflase el de la înțelepții orientali, de la magi. Faptul că în calendarul bisericii, în data de 29, vom prăznui 14.000 de prunci uciși de Irod, trebuie înțeles ca fiind un număr simbolic, ca multiplu de 7 și înmiit, pentru că într-o regiune ca aceea a Betleemului, cu circa 1.000 de locuitori sau ceva mai bine, numărul real al pruncuciderilor ordonate de Irod s-a ridicat la câteva zeci, sub 100 de prunci, însă faptul abominabil în sine rămâne mărturie despre sălbăticia acestui monarh. Istoricul Iosif Flaviu ne spune că Irod se suise pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a murit ca un câine. Această exprimare, a domnit ca un tigru, ne atrage luarea aminte cu privire la iminența, la nevoia absolută ca Sfânta Familie cu pruncul Iisus să se refugieze în afara hotarelor Țării Sfinte. Ioan Hircan al II-lea fusese ultimul rege legitim al Israelului, dar se afla în acele timpuri prizonier la Parți,
Oricum, el urma să se întoarcă cu urechile tăiate și n-ar mai fi putut să-și reia domnia, astfel încât vasal Imperiului Roman conducea Irod cel Mare, Irod Idumeul sau Edomitul, pentru că el se trăgea dintr-o spiță a poporului ales, din fratele care își pierduse dreptul de întâi născut în fața lui Iacov din Edom. Iar Irod, știindu-se uzurbator al tronului, nu s-a dat înapoi de la nicio cruzime în toți anii domniei sale, când a simțit pericolul detronării. De-a lungul vremii și-a ucis o soție, și-a ucis soacra, și-a ucis 3 cumnați și chiar 3 fii ai săi, 3 băieți. De aceea Octavian Augustus, împăratul Imperiului Roman al acelor vremuri, profitând de un joc de cuvinte al limbii grecești, în care Ion, fiu, este paronimic, seamănă bine la sonoritate cu Ion, cu porc, a rostit cuvintele: mai bine e să fii porcul lui Irod decât fiul lui. În ultimii ani ai vieții, Irod va fi chinuit de o boală cruntă, probabil un fel de cancer la intestin, este cunoscută ca fiind boala lui Irod, pentru că specialiștii în medicină și studenții Bibliei n-au ajuns la un numitor comun asupra diagnosticului. Cert e că puroi și viermii se scurgeau din tot corpul, emanând un miros insuportabil și alungându-i pe toți din preajma regelui. Profetul Ieremia este citat aici, în cadrul Evangheliei, cu o frază de-a sa din capitolul 31 al cărții lui, zicând profetul Ieremia în urmă cu veacuri: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rașela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu sunt. Se referă aici profetul la Rașela, soția mult iubită a lui Iacov, pentru mâna căreia Iacov, patriarhul, muncise în casa tatălui ei, în casa socrului său, 14 ani ca să o primească de soție. Ea, în cele din urmă, a avut mormântul la Betleem, în ținutul în care se va naște Hristos. Iar evenimentul în sine la care face referire profetul Ieremia s-a petrecut în anul 586 înainte de Hristos, când, după cotropirea Țării Sfinte de către babilonieni, supraviețuitorii, aceia puțini, de ordinul zecilor de mii doar, supraviețuitorii au fost duși în exil. În acele vremuri, în acele zile, la Rama fusese încartiruit un fel de lagăr în care erau adunați toți cei prinși, și de acolo erau deportați în convoaie nesfârșite spre țara robiei, majoritatea, desigur, pierzându-și viața pe drum, din pricina condițiilor inumane de călătorie, mersul pe jos, fără hrană, permanent fiind bătuți și hătuiți de soldații însoțitori. Așadar, Rașela, mama prin excelență a poporului ales, își plângea copiii duși astfel departe de la sânul ei. Numai că acum, la nașterea lui Hristos, acești câteva 10 de prunci, tăiați cu sabia din porunca lui Irod, intraseră direct în ghearele morții, fără a mai nutri iluzia unei întoarceri în țara lor, cum o avuseseră pe vremuri exilații în Babilon. Aș dori să subliniez înaintea dumneavoastră, drept slăvitori creștini, un anumit val de ipocrizie, să semnalez această fățărnicie cu care ne înfiorăm, pe drept cuvânt ne înfiorăm vis-a-vis de pruncuciderile comandate de Irod pentru a-și proteja domnia, dar nu privim cu același spirit critic ușurința cu care tații și mamele noastre, frații și surorile noastre, băieții și fetele noastre, întemeindu-și familii sau trăind libertin în concubinaj, au avortat în total în ultimii 50 de ani, potrivit documentelor, circa 22 de milioane de prunci, adică aproape încă o dată decât populația țării noastre azi.
astăzi drept slăvitori creștini, Biserica Ortodoxă prăznuiește sau face sobor Maicii Domnului. Adunarea aceasta în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, grecii îi zic Synaxis Tisiperagias Theotoku, iar rușii îi zic Sobor Prezviatii Bogorodiții, adică adunarea de slujba credincioșilor în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Aceasta e una dintre cele mai vechi sărbători dedicate Sfintei Fecioare Maria. Este consemnată cel puțin ca existând încă din secolul al V-lea. E o sărbătoare care se află și în ritul sirienilor monofiziți acobiți, originea ei fiind pusă de unii liturgiști în legătură cu sinodul al III-lea ecumenic, organizat la Efes în anul 431, când s-a formulat în chip sistematic, dogmatic, cultul adus Sfintei Fecioare Maria, supravenerarea ce îi se cuvine ca fiind născătoare de Dumnezeu. Un sobor are loc în general în urma sărbătorii foarte importante, în a doua zi, și constituie o mare adunare la care cei ce iau parte fac pomenirea personajului central al sărbătorii din ziua precedentă. Așadar, membrii soborului își prezintă omagiile față de aleșii lui Dumnezeu, care s-au făcut unelte ale împlinirii planului de mântuire a neamului omenesc. Soborul Maicii Domnului a devenit el însuși model de sărbătoare și pentru alți sfinți, inspirând astfel soborul Sfinților Ioachim și Ana pe 9 septembrie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul pe 7 septembrie sau soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril pe 8 noiembrie. Drept slăvitori creștini, etimologia cuvântului Crăciun, ca să ne legăm de numele praznicului pe care îl serbăm, creațiu, acest cuvânt, se referă la recrearea omului prin întrupare, la refacerea chipului lui Dumnezeu un om. Și cum să nu facem sobor, cum să nu aducem prea cinstire Maicii Domnului, pentru că această recreare a omului prin întrupare n-ar fi fost posibilă fără ca Dumnezeu să aleagă acest vas prea curat, pântecele feciorelnic al Maicii Domnului. În epistola adresată de către Sfântul Apostol Pavel creștinilor proveniți dintre iudei, pe care ați auzit-o rostindu-se înainte de Sfânta Evanghelie, în capitolul 2, deci, al epistolei către evrei, am auzit cuvintele Cel ce sfințește și cei ce se sfințesc, dintr-unul sunt toți. Adică Cel ce sfințește este Hristos, Arhiereul Suprem, iar cei care se sfințesc prin jertfa sângeroasă a Domnului Hristos pe dealul Golgotei suntem noi toți. De aceea, zice, nu se rușinează El, Hristos, să ne numească pe noi frați, zicând, spune voi, vesti voi fraților mei numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda. Logosul și Demiurgul, cel prin care s-a creat cerul și pământul, lumea cu tot ce viețuiește în ea, s-a făcut om de plin pentru ca toți oamenii ce s-au născut și se vor mai naște de-a lungul istoriei să aibă în esența lor, în celulele lor, o natură bună, curățită de păcatul strămoșesc, așa încât să se îndumnezeiască ei înșiși, dacă vor dori, prin conlucrarea cu Harul Duhului Sfânt. Deci, de vreme ce pruncii se fac părtași sângelui și trupului, adică noi toți care ne naștem din bărbat și femeie, în același fel și Fiul lui Dumnezeu a ales să se împărtășească de acestea, adică să se facă om de plin, să ia trup și suflet de om adevărat. Deci, într-adevăr, spune Sfântul Pavel, n-a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avraam a luat. Așadar, lui Dumnezeu nu-i repugnă, nu-i e jenă să devină fragil ca un om, cunoscând senzațiile de frig, de durere, de foame, de sete, de frică. Dar nouă astăzi ne este rușine, recunoaștem aceasta, ca impresie generală vorbesc, ne este rușine adeseori să ne numim creștini sau să ne purtăm ca niște adevărați creștini.
Ebraismul Irod, etimologic, însemna piele. Asta era numele lui Irod, însemna piele. Și poate aceasta va fi avut în vedere providența cerească, numind în numele lui și în purtările lui necuvincioase, neomenoase, numind prin numele lui piele toate plăcerile și pornirile păcătoase ale trupului omului, robit acestei lumii. Dar vă îndemnăm, așa cum înțelepții Orientului, magii călăuziți de semnul ceresc, de steaua aceea luminoasă, așa cum ei l-au ocolit pe Irod, tot astfel să ocolim și noi, atât păcatele, cât și împrejurările lor, locurile sau persoanele care ne predispun la păcat. Închei, drept slăvitori creștini, cu amintirea, cu evocarea fericitului Ieronim, un monah cultivat care a trăit în secolul al V-lea și a călugărit vreme de cel puțin trei decenii, chiar în Betleem, unde s-a născut Hristos. El a fost autorul Vulgatei, adică prima traducere integrală a Sfintei Scripturi în limba latină pentru uzul întregului creștinism occidental, apusean. Acest călugăr, Ieronim, a ajuns la bătrânețile lui, la o vârstă venerabilă, a rostit în preajma nașterii Domnului niște cuvinte în rugăciunea lui, în intimitatea chiliei lui, zicând: pruncule, pruncușor, ce dar pot să-ți ofer eu ție? Iar Hristos spune tradiția că i-ar fi răspuns bătrânului monah: Ieronime, dă-mi păcatele tale ca să ți le curăți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, să fim și noi vredni și deschiși spre curățirea păcatelor noastre și spre moștenirea împărăției cerurilor în veci de veci. Amin.